Bine v-am găsit la una ediție a emisiunii Antreprenori Nedoarăți de la Moga și astăzi vă invit la o cafea. La Cafe Neos, unde vă cunoaște pe Corina și pe Benoit, proprietarii afacerii. Corina, Benoit, voi sunteți patronii afacerii Neos, sunteți parteneri în această afacere și pentru cei care nu vă cunosc, aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte despre voi. Bună, dragii mei, și bine v-am întâlnit și sper să ne regăsim și la piața de la Neos. Câteva cuvinte despre noi. Am venit în Hunedoara și am început această afacere ca să avem ceva un pic mai deosebit. Lumea cafelei este ceva fascinant, ceva care pe lângă o băutură, să spunem așa, energizantă, are foarte, foarte, foarte multe proprietăți. Am început să studiez în Franța ceea ce înseamnă cafea, pe urmă am desăvârșit, ca să spunem așa, multe din tainele ei și am ajuns la concluzia că este ceva mult mai mult decât acea băutură care era cunoscută pe vremuri ca o licoare neagră, tare și amară. Am stat în Franța și am venit cu Benoit și părinții lui în vizită în România și lor le-a plăcut enorm, enorm de mult aici. Ne spuneau de multe ori că le aduce aminte de Franța anilor 30-40, când încă se mai mergea la piață. Ambianța, oamenii calzi, faptul că încercau să le vorbească pe limba lor, și au găsit o oază de liniște, ca să spunem așa, și ne-am decis să venim la Hunedoara și să rămânem. Benoit, nu o să te întreb ce defecte au românii, pentru că noi știm foarte bine ce defecte avem, eu sper că suntem conștienți de ele, dar o să te întreb ce îți place în România, ce ai găsit tu la român pozitiv? Am găsit în România mult liniște și calm, relaxare. Oamenii, îmi place foarte mult că sunt foarte primitori, foarte călzi, pot să stai liniștit la povești cu cineva, oamenii... E o viață mai lentă cumva, nu? Mai lent, dar și oamenii deschiși și te explic experiența lor, să stai la discuție cu tine. Toți oamenii care am întâlnit, toți au avut o vorba în francez pentru mine. Deci te simți ca acasă aici. Ca acasă, da. Exact. Corina, spune-mi de ce ați deschis o cafenea în Hunedoara? Aveți o experiență în domeniul ăsta? Pe lângă multe pasiune, da, avem și experiență. Și am deschis în Hunedoara pentru că, așa cum am mai spus, am vrut să venim cu ceva nou. Să atragem lumea nu numai din Hunedoara și de lângă Hunedoara, în special din Deva, pentru că mi-aduc aminte de copilărie și mai târziu tot timpul mergeam la Deva să ne cumpărăm câte ceva, că era un pic mai sus și atunci am zis, hai să vină și deveni la noi, că așa e frumos, măcar cu... pentru cafea. Haideți să vorbim puțin despre Cafe Neos și spuneți-mi
ce meniu aveți aici, cu ce îi tentați pe hunedorenii și pe turiștii care vin la Hunedoara? Pe lângă cafea, facem de mâncare, în special un burger de vit. Cred că e ceva... Burger de carne de vită? De carne de vit, carne de vit, nu amestecat cu carne de porc sau altceva. Și avem tot felul de vinuri din care suntem și noi distribuitori pentru județ, pentru o parte din Sibiu. Și încercăm produsele noi. A fost și partea de sucuri, altceva, sucurile de la Fentimans, de la Melodrinks. Trebuie spus că voi aveți o prăjitorie, da? Este o altă afacere pe care o aveți în oraș și că, practic, cafeaua voastră este foarte apreciată de hunedoreni, nu? Deci, asta, să zicem că este principala atracție a cafenelei, cafeaua pe care o pregătiți? Da. În primul rând, ca să ne gândim, așa este o cafea cu suflet. Aș fi foarte multe de povestit despre cafea, dar vreau atâta să țineți minte că este ca și pâinea cu maia. Dacă nu ești zen, nu ești în formă, n-ai să reușești să prăjești cafea cum trebuie. Deci e o corelare între... ca și între un șofer și mașina lui, așa este, trebuie să fie și cu cafeaua. Deci în momentul în care te apuci de prăjit cafea, deci existi doar tu și cafeaua. Trebuie să simți mirosurile, trebuie să vezi cum se transformă și practic să o simți. Pentru că vorbeam de cafea, ați avut vreo cerere mai inedită, ați făcut vreo combinație altfel decât, mă rog, cafeaua cu care suntem obișnuiți, acel espresso, cafeaua lungă, sunt cereri în Hunedoara de cafele mai speciale? Cererea vine dacă vine și oferta. Cât timp am avut magazinul micuț lângă Roma, fiindcă eram numai doi și o activitate mult mai restrânsă decât aici, am oferit foarte multe metode de preparare care de fapt sunt foarte cunoscute în lume, mai puțin cunoscute la noi. De exemplu, Chemex, coffee sifon, aeropress și aprins. Însă aici este la bar, fiind un pic o metodă mai lungă de preparare, undeva la 5 minute, e foarte dificil să o faci. Dar în schimb la magazin și special când o să se pună un pic lucrurile pe roată, reluăm acest tip de cafea și să nu uităm de renumitul cold brew, care este practic o nebunie. Vorbim puțin despre perioada asta de pandemie și de criză prin care trece sectorul Horeca și aș vrea să-mi spuneți cum v-a afectat pe voi toată nebunia asta. Este un impact atât de mare încât o să ne revenim, că trebuie să ne revenim, dar foarte, foarte, foarte greu. Deși suntem foarte optimiști, în schimb este partea cea a realității în care practic suntem pe linia de plutire, adică nu putem spune că trăim, practic ne chinuim să rămânem la liman, să supraviețuim și să putem trece peste această perioadă dificilă. Și în perioada asta angajații voștri sunt în șomaj sau ce se întâmplă? În perioada aceasta angajații noștri sunt în șomaj tehnic, pentru că veniturile sunt atât de mici încât nu ne putem permite să aducem nici măcar unul dintre ei la lucru. Și practic voi doi vă ocupați de tot business-ul, da? De servire, da. De tot. Cum vedeți voi ajutorul din partea autorităților, mai ales în perioada asta dificilă? Ar trebui să facă ceva autoritățile pentru micii antreprenori? Suntem conștienți că nu este ușor la nimeni. Ar fi binevenit, de exemplu, scutirea platei terase pe o perioadă de cel puțin până în primăvară. Așa cum se practică în alte locuri. Da, în alte orașe se practică. La unii orașe mai mari s-au mers chiar până și în luna iunie pentru ca să ne dea posibilitatea să ne revenim. Să vă reveniți. Am înțeles. Putem să servim aici și prăjituri. Mai spunem ceva despre meniu, că aș vrea să înțeleagă cei care ne urmăresc. Cu ce îi așteptați voi dacă vă trec pragul?
Acum să vă spun ceva despre meniu, este foarte simplu pentru că nu avem un meniu complicat, este un meniu, cum să spun, gustos, rapid, relativ rapid, aripioare în sos barbecue, aripioare picante, burgerul cel renumit de vită, dar și pentru cei cărora le place puiul, însoțite de cartofi prăjiți, practic o masă destul de consistentă sau frugală, fiecare cum dorește. Și înțeleg că aveți și copii care vin aici, sunt aduși de părinți, sunt lăsați la voi, în grija voastră, nu? Da, e foarte dulce pentru că simțim așa trendul spre un pic familiar, având mai nou și prăjiturile. Este foarte interesant faptul că părinții au încredere pentru că este un local destul de micuț, cu ambianță foarte plăcută, foarte mult tineret, în special copiii au venit însoțiți de părinți. Cred că pe undeva am înlocuit McDo și vin în grupuri, au venit prima oară, am observat că au venit însoțiți de părinți, au stat, au degustat ceva și pe urmă vin în grup de copii și petrec timpul la noi, însoțiți de un cartof prăjit, de un suc și de o poveste de-a lor. Sunt foarte mulți și asta ne bucură foarte mult pentru că putem să oferim așa ceva. Pentru cei care ne urmăresc, aș vrea să precizez că Cafeneaua Neo se află pe locul fostei librării de la teatru, pe care o cunosc de altfel toți hunedorenii. La final, aș vrea să le adresați voi un mesaj celor care ne urmăresc și să le spuneți unde vă găsesc, între ce ore și să le adresați un mesaj de încheiere. Tuturor hunedorenilor și nu numai, vă dorim să aveți puterea și forța de a trece peste această perioadă, să aveți grijă de voi, că prin grijă față de voi aveți grijă și de ceilalți. Ne găsiți lângă Casa de Cultură și curaj și forță multă și interioară și exterioară. Să ne vedem cu bine! Vă mulțumim pentru interesul și vă acceptăm cu drag la Neos. Dragii mei, ați cunoscut pe Corina și pe Benoît. Eu vă mulțumesc că ne-ați urmărit și o să vă rog, așa cum am făcut-o și înainte, să susțineți sectorul Horeca, să mergeți la cafenelele și restaurantele din oraș, pentru că au mare nevoie în această perioadă de noi și de susținerea noastră. Vă doresc multă sănătate și vă aștept la o nouă ediție a emisiunii Antreprenorilor Vânătoare, acum Mirabela. Thank you.